Taurii, în săptămâna următoare, acum la echinocțiu, se gândesc de ce s-au lungit anumite probleme sau de ce nu s-au putut rezolva, de ce merg înfrânați cam de vreo 2 ani încoace, pentru că a nu găsi rezolvarea sau cheile pe destin legat de așa ceva, spune că pune tot o presiune fantastică pe ei. Le este teamă de necaz, la alții se gândesc că blocajele acestea sunt mult prea grele pentru un suflet de muritor, căile practic de deblocare sunt cu totul altceva. Important este să înțeleagă esența, de ce au ajuns acolo, de ce această înlănțuire de evenimente pot să anticipeze necazuri. Temerea mea, nefiind aici, pentru că ei bagă coarnele la înaintare, sunt încăpățânați, fac ei ceva acolo, dar le poate afecta sănătatea, la alții le poate afecta libertatea, la alții poate să vină pe carieră, pe business, pe schimbările de la locul de muncă, general vorbind. Deci rămânem tot în cadrul general.